cont de buget. La mine vreau și 14 întrebări, așa la trebuie că alții au și eu. Și păreri și propunere, repet, legătură cu ordine. E primit ca bază, da? Cine e pentru ca ordine să primit? Cine e primit ca bază, vă rog, uitați. Da, nu mai trebuie. Acum, propuneri, modificări la ordine. Sunt ceva, da, de-a da, întrebări, pune. Nu. Nu zice. Da? Prima dată. Bine, și eu dar cu oameni de întrebare. Domnul președinte, pot să un grup de oameni de la Zbirne, des și burghiei, ca și dar păi eu am întrebat, nu e nicio propunere, nu e nimic. O, păi și da, mi-a zis. Pentru că vreau să fieți atent în sistem. Nu. Și este o cerere, îți lăsați. Trebuie să fii, o cerere, trebuie să fii ceva. Cine a scris aici în primărie? Eu am scris. Doamna Vara, doamna Alicina, eu nu o văd. Este scris la matul de doamna Comisiei, este și harta la rupă, este tot aici. Asta e cu râpa din gând. Da, da, da. Nu, ție ascultăm și... Nu, bine, bine, dar cu oameni ar veni, sigur că noi trebuie să-i ascultăm. Eu pot să fac o problemă, deci s-a discutat ce vreau cu Comisia Agrare și separat am discutat și altă am discutat, dacă se mai zântează, că merge, de ce? În gospodăria doamnei Guroi Caterina a fost mai înainte, deci este, trece o râpă. Canal. Un canal, da. Și consiliul mai înainte, probabil pentru asta, doamnei Caterina i-a oferit alt teren în altă parte. Și acum cetățenii care sunt aici, ei locuiesc în jurul gospodăriei, sau o mahală, și râpa asta s-a ocupat și acolo, pământul în gârlă, știți că nu se absorbe apa, iese la suprafață și ei vin cu propunerea de a curăța râpa respectiv, pentru că așa consider că dacă o curățăm, apa din gospodăriile lor va fi scoasă sau va veni în râpă și astfel ei nu vor suferi pentru suferi casele respective. Am mers la fața locului domnul viceprimar. Am discutat cu dumneavoastră. I-am spus cum să zvântează, revenim la acest capitol, ca să putem face curățirea râpii, în cazul ăsta, și atunci chiar așa și va face. Dar dacă se insistă, trebuie să facem o decizie. Se permite curățirea râpii, dacă trebuie o decizie. Pentru că aici nu trebuie decizie, de atât aici nu este o ordine de zi, de atât dumneavoastră n-ați văzut. O Comisia Agrară a discutat cazul ăsta, dar este din competența primării de a face curățenie împreună cu cetățenii din zona respectivă unde locuiesc, pentru ca, într-adevăr, acest canal să fie adâncit un pic, ca apele din jur să se scurgă acolo, pentru ca să nu afecteze gospodăriile lor. Ce ne-a spus amândineață? Noi, săptămâna viitoare, dacă, mă rog, spun în weekendul ăsta ploi, dacă nu plouă să vântează o viață, revenim, dacă nu mai așteptăm 2-3 zile, își facem. Mă rog, nerăbdarea lor i-a dus să-și satisfacă dreptul de a participa la ședință, nu îi interzis nimeni la noi, au dreptul la cuvânt dumneavoastră, dar asta este situația. Da, domnule. Doamna Natalia, cum îți poate amică să se facă? După mâine sau pe toată? După posibilitatea cu domnul viceprimar. Ce să începe de patru pe toată? Eu m-am venit alata, e cu domnul viceprimar asta de portă. O făcut că eu am mai zis asta. Eu m-am deplasat, nu odată, politic, pe o drivază. Aș chemat și dintr-o parte din alta la rând. Am fost cu tractoristul, cu pietre maralică, cu rețetele de valoare a... Iată și țările, cum e familia? Am curățit capătul cealaltă, problema de azi toamnă, din iarnă, am curățit acolo, am făcut și posibil. În grădina asta respectiv, chiar la cadea, pe altă grădină, nu-i păzări, la cadea din grădină. Pietra m-a dat jos, dacă au văzut acolo, e gata. Draglaiul s-a adus și nu-i posibil. Am fost cu, cum a cheamă, Eugen de la chimie. Să uite, o spunești excavatul cealaltă bosnișii care l-au ei. S-a mă scoat, n-ai scrășit grădină, te-a dar nu grădină, dacă l-am pus, acum nu știu, de tot să suprafața 30 cm, nu pot să vede. În afară de asta, noi râpa respectivă care o avem, e cu tot cu malul 5 metri. Adică sub supravegherea primăriei, întreținerea primăriei. Cu și tractor trebuie să mă văd eu acolo, ca să curăț râpa aceea, să o fac cu un bord unde lor de 5 metri lățimea, ca de timpia ca de 2 jumătate.
și rățăneale. Nu, nu, de tot, ești, nu e de la o dată. În afară de așa, dacă o aprinșim repa, luând în considerație la Luca care e Coscodul, la aici de asfaltat care intră la, la Tolerașco, trebuie scoasă burlanele și a fundat. Dar dacă ai fundat, credeți că ți-ai fundat burlanele pe drumul central. Cum l-am, le-am adâncit pe cel de la, bă, de la Valea de drumul central. Trebuie să ne adâncim. Nu ne adâncim, noi setăm, facem bohac pentru broadă. Și apa strânde acolo nivelul, scade ca varie într-o năschete, o ogradă, 2 metri. Da. În Bieș tot așa apă, nivelul apă se ține. La, la Valoria, în Bieș, în Potval, în Viceu, a fost tot locul. Nivelul în Bieș, 55 cm de apă. La Valoria, de la dea. În cazul ăsta, când noi săpăm râpa mai avem și la scurgere, scade nivelul de la dea. Și e soluție. Soluția e unica, să usuși de acă podul primul de la Torea, să-l adâncem, să vedem unde stochează iar apa și iar să, să rupim un pod alții noi nu ieșim de istoria. Dar atât de la Vale trebuie ruptă ca să ca să scoate scurgerea. Dar în fost canalul ăsta, eu nu știu numai... Canalul ăsta trebuie să-l adâncem chiar curățând. Din capă. Din capă și e la... Tocmai că dacă s-a pune la cate, nu-ți dai nimic. Nu dai nimic, îl face un pahar de apă și gata. Am fost la ăsta, la Serioja, mai așa în capă, la drumul ăsta. La dânsul, am încă de proaspăt, dar mai cum e apa verde și de apa locului, nu se duce de vară. Dar nu are scurge. Nu are scurge, de acest. Dacă nu știu eu, dacă nu mă ducem, și în afară de asta, mai întâi, dă-mi voi să vă spun, 3 ori m-a dus cu Fiodor Ivan, m-a dus singur. Dumneavoastră spun că mă mângâi catea sau naiba știi cum mai spun ei, catea nu a venit să plângă la mine niciodată, la primării nu a venit. Dumneavoastră a venit. Cartea respectivă, asta eu s-ar vrea, ei, dar să facem să aducă în Ciclăres, dar nu vreau să-l aducă din Raior. S-ar aducă pe undeva de Chișinău, să n-ai voi cu nimeni atribuții, să-i dea votare corecte, și atunci să te permită să îndrem la râbă. Și nu-i cu condiția că se vine, ies, fac ceva. Dar nu dacă tot putem adrege râbă, pur și simplu facem un lag de apă și gata. Nu, trebuie din Vale, să știi și când să ajungă la cartea, să ajungă la cartea. Că să poate să vii GPS-ul, nu din Chișinău, dar poate să vii din Moscova. Poate să vii din acelea punctele. De atât eu vreau să împreună, poate găsăm bătă. Un moment! Și punctele de râpa e alucatea, ori nu e alucatea? Râpa e după hartă și ghete. De râpă e sub primărie. Adică... Bun! Când și cum vedeți curățirea care... Păi nu s-o usă, că nu-s poate vreo. Cu carioste, că altfel cu gustiștii, noi cum vă spun amul. Dar este hotărâre, adică aia că dacă vine carioste, n-ai să apucă... Am făcut contract cu Pietra. Am făcut contract cu Pietra, m-a rădit. Poftim, vine, se usă, că el nu e de la curățit din probleme. Înseamnă că dați-le cu hotărâre din Consiliu, că cartea sună aia, eu am înțeles că cartea asta, nu știu și mine, dar îi cheamă poliția, dar pe ei cheamă poliția ori de câte ori oamenii vor și curăți canalul ăsta. Dar nu-i corect, doamna consilieră, nu-i corect, nu-i corect, nu-i corect, că oamenii cu unii ei, care o susținem și financiar, eu nu am auzit niciodată o susținem, nici nu venim cu plăcere. Doamna Andrei, doamna Andrei, voi fi, eu știu situația acolo, că la mine e tot așa, casa la mine e tot încărăpat, nu o fac și încă. Deci, bine, tot anul, eu răspundesc acolo. Eu știu situația. Foarte drept o spui, doamna Andrei. Acolo apa stă iaza, muia. Ori se vână în jos, ori 10 metri în jos. Totdeauna e nivelul ieșea, nu scade. Trebuie de, acolo sunt două pătășoare, unul care trece, care duce la... la Constantin Zvezului, pe Șandrovski, la dealul, e de juca, cum se zice. El e sus. Burlanii se ridicate sus. Se pune și de apă. La dânsul acolo leacă în jos. Dar până la dânsul nu se duce. Trebuie să fac și fondat el o leacă. Atunci noi scăpăm de asta. Și ce și spun băieții au dreptate. Că doamna Ecaterina nu le dă voie la dânsul să fie deloc. Mai ales la Costea, acolo la Vale. El a făcut o toată vremea are și are despre dânsul. El a făcut o fel de damă. Ești ca în râpă, ca în doltoare. Deci, dacă ați fii curățâtul râpii din Vale, n-ați zăgrișe nimic. Da. Și mai este podul și ala, nu, domnul Andrei, nu podul și ala care e la Valoria, de la dânsul la poartă. Și ala degeaba... Și așa la Ioana și curat. Da, trebuie ăsta de care lângă anul, politic, cum îi zicem noi. Așa la trebuie cu fundat pe aici. Și aici două poduri, podul. Domnul, pentru asta trebuie bani. Da, domnul Vasile. Într-adevăr, problema e prins acolo, în afară de
Asta ce înseamnă? Noi trebuie să facem o comisie. O comisie și începem de la râpă. Dar acolo au privatizat nelegitim o grupă de locuitori. Și acolo problema principală, pentru că s-a început atunci cu ale Tudor, începând cu Tudor, mai sunt acolo vreo 6 gospodării care au luat râpa și au făcut cum au dorit ei. Acolo e stopat scurgerea apei. De acolo, din început, de văzut comisia, de spus ori să-și mute gardurile, ori dacă nu poți să mute gardul, să curăță, iei râpele, acolo nu se poate întrebări cu refractor. Și venim în coașe ce și ori întrebări că pe rost la locuitori ăștia și de făcut față, fiindcă vă spun riscă și grăniță să prăbușați. Vă dați că de umie de toți părinții acolo. E de la Carpată grăniță, vă spun eu. Cum să nu trebuie hotărârii de Consiliu, ca să fie o hotărâre, cum a spus domnul Vasilis, nu știe nimeni impediment de acolo, că eu nu vreau să-mi mut gardul și o astea. Canalul trebuie și bucurății de așa, până la urmă, nu suferi 20 de gospodării despre șarucatea, nu știu acum. Bine, ce răspuns dăm noi la oameni? Și ce ridică, dacă deschide cuvântul, poliția nu ți-i ce ia în alea, dar ce ridică, necesită bani. Să din cauza ei suferă și să mă ajută de teritoriu. Dați, da, într-adevăr, dați-mi problemă să facem o comisie, două comisii. Ne ducem să vedem la fața locului, ne ducem câțiva acolo, că putem nu știu toată. Da, și de văzut și trebuie acolo. De văzut și trebuie. Polițistul mai e și văzut. Acolo mai sunt persoane din Brăjor care s-au luat mai sus și eu pus în liceu trubii direct în râpă, în baie direct în râpă, acolo vara, copiii și așa. Acolo, într-adevăr, este o problemă. Trebuie o problemă. Facem o comisie și la față locul și nu vreau să facem. Din câte înțeleg eu, este o problemă care poate fi rezolvată prin spăția primarului, dar dacă vrem să o punem ordinea de zi să facem o comisie, decât și consiliu tot avem dreptate. Adică putem face dispoziții. Mai bine așa. Și prin dispoziții și prin consiliu. Cum decide dumneavoastră? Pentru că este o problemă de amenajare a teritoriului. Noi bani la amenajare a teritoriului avem planificat. Doamna Diana spune că în a doua jumătate a anului noi să avem nevoie de rectificări, deci nici de alocări de bani nu trebuie. Deci este vorba despre tractor pe care trebuie să-l achităm, să-l contractăm, să meargă să facă lucrările. Organizăm o comisie ad hoc, vă spun că nu e chiar competența Consiliului, dar dacă să insistă, putem să introducem ordinea de zi, ca să facem mai bine să fie ordinea de zi, să rezolve problema. Deci, cu privire la anul, nu vreau să fie la de dar v-am spus la început, atunci când v-am spus, le-am spus și oamenilor. Deci, încă din azi, când se zvânghează, da? Ca să nu putem merge pe glod acolo în drum, facem o comisie pe domnul Ionaș la ecologie, domnul Turcanu, domnul Vasilic, consilier, vă invităm care va fi dumneavoastră. Adică facem o comisie chiar prin dispoziție, se creează grupul de lucru în vederea curățirii canalului respectiv din Mahala și pentru soluționarea situației excepționale, dacă vreți. Că, crăpatul pereților și a grădiniței și nu știu ce, este o situație gravă. Deci, pentru ca de săptămâna viitoare, am venit în fața locului, v-am spus că vin și eu, am avut dimineața, dar am discutat cu dumneavoastră. Am mai fost, am trecut la doamna Ecaterina, dar nu s-a făcut pentru că se insista să făcea acolo gălăgii pe aici. Și apoi săptămâna viitoare venim la caldă. În soluționare pentru prezența, doamna Consiliu cred că urgentează rezolvarea problemului. Deci noi o să revenim la cazul dumneavoastră săptămâna viitoare. Ne-am înțeles? Bine, dar ce faci? Facem comisia? Facem o comisia? Spuneți că vreți ca să dezvânti. Spuneți că vreți să dezvânti acolo ca să schimbi bulanurile sau de imajuri. Numai decât dezvânti. Ok, de lor. Spoate și mâine, spoate și azi. Și comisia puteți să faci chiar așa, nu mai așteptăm. Nu avem dreptare. Nu avem dreptare că până acum s-a spus nici că. Bun. Eu am asigurat Consiliul că vom veni la fața locului care rezolvăm problema. Cum mai introducem ordinea de zi? Bun, mulțumim! Domnul Mătru, sunteți satisfăcut? Ne-am înțeles. Important să spun totul. Important să spun totul. Am fost pămiască că am trecut. Tot am venit și mi-a spus doamna primăriță că mi-a face când vedem apa pe lângă casă, a să vin, a să vedem. Nu mai am spus asta, dar mai departe. Nu-i dragi, domnule, Andreea Sinia. Nu-i dragi, domnule, nu-i spus că poți să nu știu un minut de dușie. Nu mai niciodată n-a spus.
Nu sfat așa, da, o zbir eu. Doamna Valentina, zbir eu. Eu vin cu fractură. Andrei, da. Gata, Andrei. Doamna Andrei, ne-am înțeles că avem mers în cercem nouă. Gata, mulțumim. Doamna Valentina, am ies cu frântul eu, dar să mulțumim. Și cu frântul eu, să zic în noastră. Gata. Bun, că întrebarea dată noi ne-am corectat, vă mulțumim. Domnul președinte, dați-mi voi, vă rog, și încă n-am început ordinea de zi, stimați consilieri. Noi am avut un demers referitor la punctul de transfer sau transformarea gunoiului noastre în punct de transfer și avem prezența aici reprezentanți pe care i-am solicitat să vină la noi la ședință și vreau să-i oferim cuvântul ca să discutăm despre asta și din câte am înțeles eu că m-au oleat am ieșit la Comisia de Agrară și a fost interpretat greșit acest demers pentru totuși, pentru acest moment, acolo să spun specialiștii, totuși trebuie decizia parte de selectarea terenului înainte de formarea bunului imobil. La Comisia Agrară s-a discutat despre formarea bunului imobil, dar un pas înainte de formarea bunului imobil este necesar decizia model care a fost trimisă aici și trebuia pus în ordinea de zi. Deci eu să-i oferim cuvântul și dacă va fi necesar o să introducem ordinea de zi și discutăm acest subiect, vă rog. E bine? Comisia nu a ajutat de depinsă. Comisia nu, dar au făcut buni, spus de formarea bunului imobil, dar aici e vorba despre altceva, dacă trebuie să facem o decizie de selectare întâi a terenului. Vă rugăm. Domnul președinte, eu vreau înainte de a începe dumneavoastră să elaborez care situația, vreau să știu concret despre ce gunoi și de vorba. Gunoi și de salatul de Costești, ori gunoi și de raion. Ați spune ce vă mărează. Îi spune ei. Ați spune ce da, și vă bună ziua la toți! Mie spune Vladislav Cantea și noi reprezentăm consorțiul companiilor COBI și COPA care realizează studii de feasibilitate prin tot sistemul de gestionare a deșeurilor solide din regiunea 4, unde include municipiul Chișinău și alte 6 raioane din prejur, care dintre unul dintre aceste raioane este și raionul Ialoviei. Adică noi acum realizăm structura, toate infrastructuri ce țin de colectare, transfer, depozitare, sortare, reciclabilor, pentru această toată regiune. Acum noi, de ce am venit la dumneavoastră în raion? În locul gunoișile actuale care aveți dumneavoastră, adică pentru a putea transfera gunoiul de aici, care se adună acolo, la depozitul care o să fie regional, care nu o să fie în raionul Ialoviei. Trebuie modul de transfer este de scași din camioane de astea mai mici, care au 7 metri cubi, 14 metri cubi, gunoi de șart în containere mari, de 13 tone. Și asta și așa el se transfer transportă gunoi până la depozitul regional, care va fi undeva în raionul Anenii Noi. Altfel nu poate fi transportat deșeurile încolo la depozitul ăsta regional. Pentru că camioanele astea mici, autogunoierile astea, ei nu pot să parcurgă așa distanță mare, adică să colecteze în sat și să ducă tocmai la depozitul regional, care la vreo 50 km de aici. Și adică era simplu. Adică stația asta transfer totodată vă închide și depozitul ăsta, adică gunoiul care îl aveți acolo. Scopul este și de curățit tot acolo și de amenajat stația de stat transfer și asta nu e altceva doar decât două rampe și vă dau ca să vedeți cum arată. Nu, așa e din Nu. Nu, nu, nu. Așa e din Nu, nu, nu. Așa e din Nu, nu, nu. Așa e din
Și aici o să aduc, adică la stația, ca să transferi gunoiul, o să aduc toate autogunoierile, aproape toate din raionul Ialoveni. Adică aici o să fie centru unde camioanele mici o să vii și o să descarci gunoiul în camioane mari, care ulterior transportă deșeurile la depozit regional. Deșeurile nu stau aici deloc. Ele când s-au umplut containerul ăsta mare, el nici nu se pune pe pământ. S-a încărcat și s-a dus mai departe. Asta e scopul. Adică gunoiul dumneavoastră tot trebuie transportat aici. Nu poate fi transportat direct până la stația până la depozit regional. Adică și localitățile. Două traiuri. Deci nu poate asigura atâta gunoi. Ca să vă explic ce înseamnă asta. Asta sunt 4-5 furi pe zi. Ca asta nu sunt 5 regi. 4-5 furi pe zi. Unde e preconizat să ne de face? Unde e depozitul voastră acum? Nu știu de ce. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Băi, acum, ca să înțelegi care știți, puteți să știți că ați alt teren. Nu am probleme. Dacă găsiți alt teren, dar chiar și aici, noi o să avem multe lacuri. Trebuie să fie localizat undeva în direcția ce unui depozit dumneavoastră. Undeva că știi localizat din Iavonie. Care e câștigul stației de transfer? E ca să închezi bunul ăștia să-ți nevoiți care aveți acum. Facem altă stație în Australia, în Iavonie, cu undeva și de aici operăm, mă depăsăm acolo. Dacă aveți, sunt și serinci, sunt și stecă, sunt și anvelope, sunt și vrei, și vrei de acolo și așa de șartate. Voi degeaba spuneți că nu vine. Noi trebuie să facem un act de ordine. Nu mă luai ce e rămâne. Da, domnul Șef, întrebarea să-i fie. Domnul Șef, 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 lăsat drumul Ialoveni, este o poartă mare cât duce trenul. Acum putem colecta deșeuri cu 100 de ani înainte. Este rezervă. Domnul Ionaș. A doua întrebare. Ialoveni refuzat. Mai departe, pacientul a selectat alt teren. Între Ialoveni și Costeș, sus acolo, de care știe Bonifat, așa în stânga, unde totul refuzat. Acum noi am ajuns la Costeș, pe cei mai cei mai cei, punem pe brânci. Deci eu să te potrivă, și da să nu ducem oameni de eroare, vrei, nu vrei, cu noi vin la Bărta Hanscă, din tot raionul Ialoveni, dar vin la Bărta cu noi la Costești. Vine Ptoare Șef, vin infecție, și vrei vine Costești. Așa că noi, voi aveți, noi avem lucruri mai bune ca Costești. V-am amărât. În Ialoveni sunt două terenuri deja selectate. Și lasă-i să trăie decizia lor și mergem înainte. Mulțumim. Dacă vieți, noi n-am fost aici la Ialoveni. Noi ne-am uitat în condiții. Iată, după asta eu vă arăt unde. Distanță de la râuri, de la lacuri. Și noi am izolat toate zonele astea. Acum oamenii să construiască frigideri, să construiască, ce să construiască? Lângă gunoi ăștia, dumneavoastră, acolo care ești. Locul este adus și pentru raionul Ialoveni, să aducem tot gunoiul la Păstești. Eu, de exemplu, sunt categoric împotrivă. Și noi am mai avut odată un scandal, unde Ialoveni l-a răzut de tot cu gunoi. Eu, adică, e decizia dumneavoastră. Eu vă spun că o să fie mai bine decât este acum. Acum acolo este strașnic. Eu mă dec o să fie mai strașnic. Eu propun să mergem un pic la asta, dar să ne dai un cantier, de exemplu, nu mai costă așa milioane un cantier, care s-a dat un lom plus, l-a luat, cu știi cum faci pentru saltul lom plus, l-a luat, mă și în fiecare, după de l-a luat și l-a luat.
Da, nu știu, nu mai pot să costez. Dar așa ceva, să facem ceva mai mic. Asta a fost cu bani, înțelegeți? Nu trebuie să scumpi, noi de atâta și nici o mai zis, trece o analiză. Și de ce nu costești, este mai o să apărit la zis. Dar nu știu, e foarte mare, ca și după ei. Dar eu nu zic un lucru, când tot Raimond i-a luat din chiar costești, o să scumpi. Ca să le apă pe inimă. Nu, dacă găsiți tot așa, dacă ne ducem la Zboga și tot așa o să plec. Da, da, da. Nu, voi fi cea mai mare problemă cu deșeul. Eu vreau să vă stăcine. Da. Emilia, da, vreau să vă răspund la Emilia. Și voi. Emilia, eu vreau să vă spun că acesta va fi un loc industrial. Tot așa cum zice domnul Andrei, ca să fie și un frigider. Un frigider are business-ul lui și activitatea lui. Un punct de transfer, după proiect care l-am văzut eu când am fost atunci când am fost specialiștii în toamnă pentru a vedea. Deci e la fel ca și un loc industrial închis. Nu este, noi am văzut și psicotaj în România și în Norvegia l-am văzut. Adică e foarte modern. L-ați văzut cum e. Nu e gunoi, știi, dar ați văzut și investiții mari. Eu zavod întreg sau o fabrică de asta de acumulare numai. De aceea eu am zis că noi o să-i coste foarte scump transformarea gunoi, știi, este într-un loc liber dacă nu o să fie punct de transfer. Pentru că el costă. Și atunci, cred că nu ne-am pregătit pentru ca putem să înțelegem lucrul ăsta. Toată lumea își închipui că ăsta va fi loc de gunoi depozitat. A venit mașina, s-a pus, noi încă n-am văzut, noi încă n-am înțeles aceste lucruri mult, poate și populația și noi toți. De aceea poate mai lăsăm ca să înțelegem, dar oricum eu cred că este un avantaj pentru noi ca să oprim gunoiul ăsta care vine azi din tot raionul și nu poate fi controlat, că noi nu avem aici om angajat pentru ca să-l păstreze. Pe urmă, la punctul de transfer o să fie angajați oameni care permanent o să păstreze acolo. Deci eu am văzut posibilitate, mai ales că suntem într-un proiect regional. Vreau să vă spun că gunoiul azi nu poate fi rezolvat la nivel de localitate, așa cum zic și noi. El este rezolvat la nivel de regiuni. Câte puncte de transfer sunt în centru? La noi este ceva vreo așa, un punct pentru Hâlcești, deja la Logănești, este câte unul raion, da? Da, este cam unul pe raion. Unul la Strășești este. În Strășești sau în raion? În raionul Strășești. Și în Murașul. Nu. Și în Criuleni, în Negreș. La Ialovenia, practic. Negreșul sunt Criuleni. Nu, dumneavoastră știți ce faceți. Ei au analizat. Noi nu am făcut așa. Nu, dar să așteptăm să faceți deodată punctul și anul colectare. Că dumneavoastră punctul de colectare, vedeți și probleme, că nu permit nimeni nicăieri să fac punctul. Dar nu vedeți, vedeți și scandale. Dar eu vreau să nu știi unde și punctul și ala. Dar dacă și punctul și ala la Bindia. Andrei, punctul de transfer, o spune. Nu, punctul, dar punctul de colectare. Ești șmeche. Ești șmeche. Punctul de transfer, ești șmeche. Este scrisoarea Ministerul Mediului. O lăsăm de ala. Vă dau un sfat. Vă lăsa la drumul Ialovieni. Ialovieni, intrați, va iisă să vedeți. Dar nu dați vă rog. O să vedeți. Să vedeți. Să vedeți. Eu vă spun unul Ialovieni. Ialovieni, așa sunt cum toate. Și acum este un bier, este tot este. Găsiți două hectare de pământ. Nu trebuie. Noi mai întoarcem. Mai întoarcem la altă ședință. Nu am luat nicio decizie. Am înțeles. Și domnul Vasile. În primul rând, domnul președinte, uitați-vă acolo. Mai pare asta, ori discutați numai cu doi consilieri acolo, domnul Ionar și domnul Carlos. Mai sunt oameni. Nu, eu la toată. Nu, dar dacă eu să pun la toată. Nu știu ce oameni. Nu le-am văzut niciodată. Vă rog, vorbește tu când vorbești, om Pascal. Vorbește. Eu vreau să vă spun la Comisia Agrară, ca să fim corecți. Întrebarea asta s-a discutat, noi am luat aviz negativ, deoarece noi am spus, vrem să vii reprezentanții Comisiei Agrară, știi ce vorbe. Când ați ne spună, dacă e vorba de un osătuc, două, trei la răspuns și poftim, noi suntem de acord. Dacă ați spus zonarul, cum am dat și pe data trecută, tot așa s-a spus două, trei sătuce și atunci
că chiar eu m-am condus ședința și când l-am înscălit, tatăl era și când cești trebuie să aducă la cunoștea asta. Și am fost nevoit și am abrogat, dacă știți, ca să te acolo. Așa și acum, cum mi se întrebă, dată aveți negativ, noi am vrut să ascultăm părerile dumneavoastră câte și dacă e vorba de să vie aici, te trebuie, de vorbim la Costești, nu merge, variantul ăsta. Adică, dumneavoastră, gândiți-vă altceva. Noi am propus, de exemplu, să facem la Răscrucea trei sate. Dacă este Moleștiu, Costeștiu și Gamscu. Și punem la Răscrucea lor acolo. Putem să facem un container cât de mic, putem să facem o zonă și facem. Dar tot Costeștiu... Eu vă înțeleg, dumneavoastră, spune și da, într-adevăr, problema cu noi e foarte prinsă, cere și o mândărie colosală, dar dumneavoastră, gândiți-vă, vă știți ce înseamnă gunoi? Gunoiul numai cât vine dintr-o dată în altul, dar nu se trec procese biologice. Adică noi riscăm ca oxigenul de băcat din sat Costeș să dispară în gunoi și zile el, să trece el, că acum nu are gunoi. Noi rămânem cu boli, cu copii, bolnavi, cu api mortale, poluate și așa mai departe. Dacă puteți să schimbați sistema, băi, dacă nu facem, dar facem în satul în raionul Lubin, la facem 10 puncte. Dacă la Costeș se iau un metru, fac o să... Păi, din familie, mă să mă trebuie 20 de metru. Ca să focam lista din bunurile care în lumea e foarte mulțumită, nu
ieșit acolo ca să dați un imbold. Să treci la listă 6 puncte, dar e bună și... Cum se duc la ei de muză? Păi, eu asta și vin. Deși dar la noi s-o face. De asta și faci ca să rezolvi tot problemele, rezolvăm buieci, amuzării și așa mai departe. De asta și faci. Păi, deși ce faci ieri? Ați înțeleg. Poate să te la nivelul discuției. Da, dar nu faci. Ca să facem studiu și calculăm cu costurile. După asta este evaluarea impactului de mediu și social. Și doar după discuții publice, după asta se face proiectarea. După proiectare se face cuvinte. Eu cred că la evaluare. Dar ministra lucrurile ați fi în partea dumneavoastră. Eu cred că o să fie nemoștri pentru a face o moție pe legare la lucrurile statului. Fii mai bun decât cum este la noi. Acum eu cred că o să fie nemoștri. Să vorbească o singură dată, dați-mi voie. O singură dată întrebare dată și un minut, atât. Nu dați voie. Nu dați voie. Bine, bine. Ce s-a întâmplat să facem? Hai, trecem la ordine. Dați-mi o vorbire. Eu îți fac două vorbire. Nu, Gaspar. Nu, eu puțin v-am ajuns să-l întreb pe dumnealui. Dacă la țării unde ții funcția de colectare, central, da. Voi îmi fac tot așa o grevă, oamenii fie, da, din satul și ăla. Ce-ți faci tot cu noi ăsta de sala Duhului? Corect, corect. Întrebare la Duhului, da. Sala Duhului sau sala Duhului? Da, ce-i vreau la Duhului? Băi, îi vreau să spun, 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 liniște mai băiesc. Prima întrebare. Da, primirea la executare în bugetului primăriei Satului Păsir. Se va în 2016. Raportul doamnă din aici. Deci, fiecare comisiu și-a întrebarea dată. Aveți la doamnă și trebuie. Aveți supozitiv, a comis și mai. Vorbuie așa. Avem o grăbată întrebări. Hai întrebări. Da, și nu vreți. Dacă... Nu. Doamnă, dinainte, cu urmă întrebările astea. Pune la vot. Da. 41.000 de lei pentru iluminare, 50.000 de lei pentru iluminare.
iar iluminare solară. La ce e vieții asta? Nu, de ce să știi și 150 de asociația de văzători, 20 de idei, o spun. Pe anumite de la pachet. La fiecare întrebare de cuvântul la șeful comisiei asta se așează. Păi că ați ce-am vorbit la comisie și v-ați spus în cap. Bun, dar cu fiecare întrebare fac, cu fiecare punct fac. Dar se iau o sumă de 35.000 pentru ziua femeie. Premiile venite date, au cazul să se fac doi roși. La vot. Hai la vot. Aici s-a... La vot. Da. La vot, da? Cine pentru? Cine poate remiți? Poate la pachet și eu mă stăm nu poate la pachet cum sunt la și poate ne să la pachet. Nu este neînțelegere cu unii la vot. Poate una două momente. Bine, dar doamna prima. El pune la vot la pachet. El are 9 de bă. Dar la mine sunt 13. Ai 9 de să punem la pachet. Și asta nu este bani. Pe asta ți-a dăușit asară la Comisia de Finanțe. 200.000. Primele 9 la pachet. Ia, asta a vrut eu spun, dați primele 9, le punem la pachet. Și e doua întrebare, la 2 ani de 20.000 s-o adăugat. Da, da, da. La 2. Da, pune dar întrebarea a doua. Care la 20.000? Și cu data partea trebuie să... La 20.000 s-au adăugat 20.000. La comisie de finanță. Ați promis că fost 10.000 și nu vorbiți. La comisie de finanță. Andrii, că s-au adăugat. Da-ți faci măcar. Hai, pun la vot. Trebuie să vă punctul. Plus întrebarea, vă spun cu 2, plus 20. Întrebarea până la votată comisie 10.000. Nu-mi place iar îți-a stat cu vreo. Noi astea întrebare. Întrebare în parte. Dar da să ne ascultăm unul seama. Punem tot pe pachet, întrebarea asta noi mai discutăm afară. Da, mai simt. Cine pune la pachet, poate că chestia mă întrebări și nu-i lăsa cu picare, că îți faci pe așa lângă. Pentru... Păi nu întrebări, dați-l la pachet și vezi după de la pachet. Întrebarea următoare. Domnul Andrei, spune-mi punctul 2, să vorbești că ăștia sindicale 10.000 de lei, la comisie de situație 10.000. Da. Dar acum să vorbești 30. Da. Dar eu așa am spus, întrebarea asta o discutăm afară. Dar nu poate să discutăm afară. Da, 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 da. Nu o să ajung voi. Păi ca timpul să domnul Mihai, timpul să care o fie de mâna, măi, fiecare are pus. Eu că sunt ușor să... Păi, nu mă întrebări, să te ușuriți pe afară. Să mă parte? Da. Dar am întrebări să nu pius raportul. Da, să viitor, viitor eu propun așa, chiar viitor propun așa. Nu mai faci niciun fel de masă pentru aia, dar îi... Dăm bani, da, dăm bani și o să termin întrebări. Deci, pune nouă întrebări la ordine de zi, la vot. Și pe urmă dau și da. Cine pentru asta, pentru aia sunt două întrebări, cine pentru? Dar noi am votat o dată. Dar aici, dar nu am reștiști, facem tot ce vreau. Da, da, hai să vă dau și eu. Nu faci o întrebare a doua, unde știi că stai așa. Păi mă spune de ușire. Dați-mi voi. Dați-mi voi fiecare cu ei. Păi, eu sunt urmicit. Eu vă spun dumneavoastră, pe care am curiesc să te la toate comisiile, și dumneavoastră vă înscrie. Și după și termin eu vorba. Vă zic că sunt eu să potrivim alătării sau nici ei. Păi, mă vorbim și cu voi. Deci, încă o dată eu citesc proiectul, bine ce spune. Corectați-vă! 30.000 pentru comemorarea eroilor căzuți. Pentru că aici 10.000 au fost cheltuiți pentru masă, la comisia drept suma i-a adăugat 20 pentru 100.000, 100.000 pentru fiecare participant. 40.000. Deci eu spus așa, am dat să spun că dată că vă spuneți. Consiliul ăia n-au zis mai de tot. Păi și la noi, dacă eu fac un pasă, e bine? Asta la cine? Plus Afganistan. Plus Afganistan. Pe urmă, vă rog 40.000 să-mi oferiți pentru încheierea contractului cu complex turistic Costești pentru primire
cheltuielile delegațiilor. 20.000 pentru acveductul de la Gârlea, pentru instalarea acestea. Bazinelor este la Gârlea. Bazinelor. Bazinelor, da. 20.000 pentru recenzarea registrului de evidență a gospodărilor din satul Costești, care se face odată la 5 ani. Dar nu-i 20.000, dar iese mai da, mult. 5 lei de fiecare gospodărie, de fapt. Scrieți, vă rog, acolo. 5 lei de fiecare gospodărie. Cât o să iasă? 5 lei de fiecare gospodărie. Pe urmă, dumneavoastră știți că noi am curățit canalul ăsta, prietenului Bosna, mai mult de 1 milion. Avem datorii din 2014 și vă rog acum măcar 120.000 să alocăm agentului să economic pentru care nu ne-am mai ajutat deloc. 50.000 datorii din 2014 pentru montarea unui panou electric la fântâna Tezeană numărul 3 la Fedea Roșu. A fost făcut din 2014 și nu a fost achitat domnul Morțin. Așa, acum completăm. Au venit o propunere la comisie de alocare a 50.000 de lei pentru construcția unui gar la cimitirul de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae. Cimitirul, cimitirele... Cimitirele? Ok, cimitirele. Când a fost propunerea? La comisie, la comisie. Comisia de finanțe. Domnul Vasilie. Da, da, da. Dumneavoastră nu aveți grijă de cimitirele. Comisia de eu am propus ideea asta, suntem și am propus de 2 ani de țări. Asta să fie Paște de Blajeniu, să avem să-ți aibă o moară. Mai departe, avem datorii 41.000 la eliminarea... La cimitir câți bani? 50.000 tot clar. 25 la fiecare cimitir. 41.000 pentru iluminarea stradală în dealul Mori. Am tras-o, dar e iar datorii la domnul Morzen. Mai departe, încă 50.000 pentru iluminarea stradală a altor zone. Scrieți, vă rog. 50. La Gâdă, unde în zone centrale, vedem unde. Înspre biserică, drumurile de acces. 15.550 pentru Asociația Nevăzătorilor. Cine n-are scris scrică? Asociația Nevăzătorilor. Pe urmă, 20.000 pentru construcția unei punți din Poiană. O punte din Poiană este de vis, din lemn. Și 200.000 pentru procurarea de fonduri pentru drumul viilor din Furnicaru. Am uitat ceva? Nu. Dacă am uitat la tot. De aceea, vă rog, dar să susțineți acest proiect de vis. Și aici sunt deja doi. Nu, asta e altul. Așa e decizie. Ia de decizie. Ești la vot. La vot. Înseamnă că punem pe cea de la vot. Cine pentru? Vă rog, dați. Da, mulțumim. Bătrânul. Deci, drumul la Drițu Cană. Drumul la Drițu Cană. Drumul la lume care îl trece. Nu, băi, dar să înțeleg. Da, am înțeles. Da, colegi, următoarea decizie noi am luat. Am o întrebare și în spate, da? Da. Care prima a spunea finanțarea? Care a fost scris ce cu prea în urmă sau care a fost scris la mine? Care e primul? Unde avem decizie? Unde să fie mai harniși? Da, și unde nu crea. Care și unde nu crea. Asta și problema că decizia mea nu poate să rămâie. Să bătea la, doamne Cai, să bătea la și oamenii o grămadit bani, ia? Da. Privire la acordarea ajutorului. Mai departe, sunt tot alocări de mijloace financiare, dar noi le-am transferat numai cu ajutoare unice, vă rog. Deci, Păvălache Galina de sus la punctul 5, potrește în jos, comisie de... Deci, Păvălache Galina e Galina Lucăr, care trăiește aici la primărie, știți? Că rog, că sunt la spitale... Nu, 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 și pentru femeia asta care
care au decedat zina asta de mic, care știu. Dar pentru cel care viu, dați-mi un numit unul. Cipoacă Vasile. Cipoacă Vasile, care... Cine? Alu Venichii. Dar povestea lui. Deci șase ajutoare unice. Șase ajutoare unice de 1000 lei, vă rog. Șapte. Trebuie de dat
Adică nu poți să te vrei el, acolo nu se permite. Nu merge vorba cu unde, nu merge vorba cu unde. Câine, da. Hotel Câine, noi am făcut ședința de urmă. Referitor la întrebarea aceasta, au fost vreo două ori la Comisia Agrară, s-au luat așa hotărâri. El, dumnealui, a solicitat în zona Zaprăvii, la Unirea, din Marfa Josef. Acolo locul nu mai sunt, nu mai sunt lui și-o spus. Veniți și solicitați locurile care voi vreți. El nu vrea să dai tu într-o râncă undeva. El nu da drum și el vrea ca vrea locul. El nu a colaborat cu primăria. Lasă vii să colaboreze cu primăria, cu Comisia Agrară care este vrea el. Și spui ea că eu am la îndemână, văd cu patru locuri ca și noi să le analizăm, dacă se permite, nu se permite. Dar el nu colaborează și vreau. Bine, nu mai vedem într-o rând, că așa se vedem. Domnul Ședin, domnul Ședin, noi trebuie să vedem și acolo, cât trebuie să-i dăm lui. Poate acolo numai... Dar noi trebuie să-i dăm lui. Domnul Ședin, domnul Ședin, Mișa, Mica, Mica. Deci dai fix în suma aceea înapoi, dacă îi dai înapela. 14.000 de lei. Nu, de ce stai de 10 ori? Nu, nu știi cât să-i dai. Nu, 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 amoi, eu fac cum să faci cu nimod, să se gândă la au cu Ivan, monte, da? O și. Între zaprafă și la este, dar nu este cum să am, nu? Care e problema? Să vă dau tot, da? Și la sorie care acum vă rog să fiți mai. Cum să te va spus ce? Întrebare, întrebare sincer, ca să mergi mai departe. Pregătirea mascutirea unor copii de plată pentru grădinițe. Eu sunt cont că... La plan de activitate? Bă, voi la patru? La patru. La aprobarea planului de activitate. Trebuie la aprobarea planului de activitate, Consiliul să fie scostit. Și propunerea mai voastră la punctul 5, mai da. Domnul Pescu. Propunerea mai voastră, da, domnul Pescu. Eu vă rog și salubrizarea cu deziele, mă, instituționalizare, adăugăm cu privire la serviciile sociale pentru copiii, ședințe educaționale speciale în perioada asta, ca să evaluăm copiii dezinstituționalizați de la Centru Curaj către școli, ca să vedem care soarta lor pentru data viitoare. Mai avem o cerere, n-am pus-o în ordine de zi, pentru că nu știu nu s-o propăzi cererea, Imantea, pe care și Mintea, care e prezent aici, coordonează asociația ucitească, solicită televiziunea, așa cum mă gândesc că punem aici, s-o fac și vizite, da? Că vedem aici. Chestiunea privind la crearea pierderii de protecție a lui Borna, în cadrul unui proiect, lungimea aproximativ de 6 km, de la intrare Zatăi și Borna până la Zâmbeni, și stățimea de 20 de metri, pe suprafață care se închide la intrarea sa la Bătarul Zâmbeni, cu destinația fârșii de protecție a râului, aflat în domeniul public administrații publice locale, și delimitarea zonei care urmează a fi plantați copaci în planul de amenajare. Deci, ăla din proiect de plantarea copacilor pe parte și pe alta a râului Borna, și nu s-a pus în ordine și nici nu s-a pus. Asociația de plantări. Pe parte și pe alta, unde e posibil. Da, da, sigur. Pentru că sunt foarte date și mai fâșia de protecție, da, să fie delimitat în primul rând, aici 20 de metri care se cuvine de la Botna până într-o parte și pe alta, și să le oferim posibilitatea să poate. Doamna, cum să delimitezi pe parte și pe alta dacă scoate? Unde scoate? Malul de poate să înșerați și pe alta. De la Dinja, de la Botna, unde stai pe partea și el scoate foarte la rând. Dar mai e drum, doamna. Da, mă poate. Eu nu știu să treci de ce spune. Ești pe primarul în viață, 3 metri. Doamna primarul, zona locuri sunt poate, sunt, este de pus, chiar dacă undeva este o cotă, să ferim, dar dacă luăm de la Zâmbrenie, fără le place la, chiar la Măsăiacate, e zona liberă. Nu trebuie, dar eu și-o da, bun, deci eu zic împreună cu cadastru și Comisia Agrară, ne plasăm la fața locului, vedem dacă suprafața asta ne noi facem așa o rândere de copaci, și vedem dacă cumva este proprietate privată a cuiva, vedem cum negociem cu râsul pentru ca să putem face. Doamna de protecție a Botnei nu poate fi privat. Domnul de centimetri, că vreau 20 de tăcori. A fost lumea un lot singur, o arată. Dar deci eu zic, așa am văzut eu. Așa am văzut eu. În perioada asta până în mai, în trimestru 2, noi o introducem aici în planul de activitate, anume pentru cercetare. Mergeți apoi când aveți proiectul
adresat întrebarea cincea, raportor. Da, da și acolo. Ce-ați spus tu? Copiii... Da, asta nu se cam așa. Este vorba despre copiii de la fostul centru. Da, care sunt... Am pus o întrebare cincea. Cine e responsabil? Ești responsabil. Ești în instituție. Fără primar, nu. Bine, vă trebuie mai întrebarea patra, da? Da, vă rog, da. Da, se aprobă. Programul plan de activitate. Da. Vieți de înainte. Cine-i pentru? Vă rog, lăsați. Mulțumesc. A cincea la vor. Da, întrebarea cincea. Chiar copiii nu da, aici eu s-o fac. Ne spuneați să și pentru copii nici nu trebuie să discuți. La vor, da, la vor. Stați în sală. Da, aici sunt mai multe puncte. Le vedeți, nu punem în parte, cred că... Trata s-a votat. Da, vă rog votat. S-a votat, domnule. S-a votat. Tot s-a votat până am mai departe. 2-6. Privire la... Garanția contribuției proiectul de construcție al complexului turistic. Întrebări sunt? Am făcut să spun. Da, da, da. Dar hai, n-am fost, da. Sunt o parte care... Sunt o parte care... Dar mutați-ne-o la urmă, că am văzut vorbim și așa. Și fie de garanție asta. Vă spun. Vă spun. Deci este vorba despre proiectul complexul turistic sportiv în sumă de 32 milioane. A fost la 32, mai sunt cifra de exactă. De 32 de milioane de lei, Agheria Centru a alocat 22.500.000. Deci, diferența asta care între proiect sau între proiectare și proiectare și sunt alocate, trebuie să o garanteze Consiliul nostru. Dar, ea constă din garanția pe care o avem de la Federația Moldovenească de Fotbal de a ne aloca covorul în sumă de 3 milioane sau 3 milioane jumătate, depinde cât o să fie, și ei ne vor ajuta. Pe urmă, diferența o căutăm și din alt sponsor, dacă va fi, pentru că noi nu știm cât va fi, tenderul. Deci, decizia asta urmează azi, iar dacă reușim vierte să o triam, pentru ca să facă tenderul. Și să vedem că din 32 de milioane s-ar putea să câștige concursul un agent economic cu 28, da. Cu 27, cu 29, și atunci va fi diferență mai mică. De exemplu, de 5 milioane poate fi diferența. Și atunci federația de 3 milioane jumătate de, da. De covor, plus mai duce, mai duce mai și pe parcurs, dacă o să fie un proiect implementat bine și cu responsabilitate, să ne ofere și scaunele care și el oricum costă și diferența e sarcina noastră, că sunt bani, înțelegeți? Cui dă de garanția? Adereu are nevoie pentru ca să anunță tender în sumă 32 milioane. Dar și garanții dumneavoastră aveți de la garanția aceasta? Avem sexuale și cu adereu, că ne-am dat lor și la noi. Dacă adereu-i, da, să-i părăzi. Adereu, da. Ne rămâne un singur lucru. Ce poate vedeți spre cauza agenții care îți plătesc pe tender? Ca vârstă plitoare, cum da. Nu să mai departe? Da, agenția face tenderul. Agenția face tenderul. Agenția. Agenția. Oi, la voi. Bine. Da. Mulțumesc. Proiectul de cinci. Proiectul de cinci. De contribuții proprii, cu sumă de 8 milioane. 8 milioane 600 de lei. Cine e pentru? Împotrivă? Abținuți? Nu, spun adică. Mulțumim. Nu uitați că aici este de contribuții proprii. Da, 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 da. Nu uitați că aici este de contribuții proprii. Da, 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 da. Nu mă temeți de asta, pe mai toate. Următoarea întrebare. Privire la stabilirea de acolo, da. La bot. La bot. Termenul de personatul 5, apoi de care de ce, vă rog. La bot. Cine e pentru, vă rog, votați. Da, mulțumim. Potrivă? Potrivă? Domnul Mihai, potrivă? Termenul de personatul 25 aprilie. La 26 aprilie. Cu privire la completarea, modificarea unor decizii. La vot. Sunt întrebări? Nu. Trecut prin comisie? Da. Bine, și de la vot. Cine e pentru, mă rog, votați. 6-7. Hai, poate. Ești liber, mă lasă. Da, cine e împotrivă? 2-8-1. Este? De
Fiți atenți! 282. Da, 282, următoare. 282. Da, 282. Modificarea unor decizii. Vreau modificarea, completarea unor decizii. Da, la da, la aceasta. La vot, da? Cine pentru vă rog. Modificarea decizii competențele care absolut. Prea 283. Cu privire la modificare, completarea unor decizii. Tot așa. Limita de combustibil pentru fiul Ivan, ca să zic așa. Acolo ați spus da, că s-a da, aici, la aici am aleat. Dați-mi voi, la comisia vis negativ. Știu, de atât am aleat. Nu înțeles, că s-a spus că s-a aducat argumente. Și n-ați spus ea. Dar ce negativ? Nu, dar care-i motivul? Negativ? Doamne, doamne, comisia, dar de ce e motivul? Nu, de ce e motivul? La final e întrebut negativ, dar eu, doamne, dar... Vedeți că spune Olea. Da, da, da. Vedeți că spune Olea. Deci, stimați colegi, noi avem decizii cu privire la alocarea limbii de combustibil pentru primarul, viceprimarul, nu știu ce mai avem acolo, da? A, garda populară. Nu poliția, la înțeleg, garda populară se scrie în altă așa. Bine. Și... Mai înainte erau și pentru sport, pentru electric și așa mai departe, am avut mai mulți. Deci, domnul Gâncu, de la noi este angajat cu promisiunea de în funcție de, mai era electrician, acum e tehnician. De ce am spus tehnician? Pentru că el face și electricitate și în domeniul tehnic, coordonează proiectele și el mai mare ca inginer. Acum, odată cu începutul proiectului nostru de construcție canalizării la complexul Priște, l-am desemnat și manager de proiect, așa trebuie, de cineva. El a fost manager de proiect și la Casa de Avalare și totodată să monitorizeze și proiectul de execuție la complexul turistic. Deci ea, vrei, nu vrei, ea aleargă și vine de fiecare dată, da, mamă, care aleargă cu mine, aleargă motorină. Deci ea am zis că și sportul nu are alocat, și pentru sport aici o să meargă. Aleargă fiecare care cu gazul, tot aleargă băietul, duși aleargă cu mașina lui. Dar există dacă putea să fie o compensație pentru cheltuielile de motorină care să dau specialiștilor la primărie. Dacă este cu acordul dumneavoastră. Întrebarea, puneți întrebarea. De la primărie, Casa de Avalare și Ardeu. Dar nu, dar
socoteala între ce? El timpul de lucru care trebuie să-l folosească aici, să-l folosesc de acolo. Păi, ești pus doma 4 scade a primit. Adică nu e de acolo! Doamna primar, nu e de la tehnicianta, dar nu e de acolo! Iar la casa de amare a fost ieri cu șala pe soldată, casa de amare a fost bătaie. Nu e, am zis, am zis, am zis, nu! Lasă-l și la casa de amare, că sunt un tehnician, dar s-a costit și nu. S-a lăsat bătaie. Nu e bătaie. S-a spus iura, s-a spus iura. Vă mulțumesc, v-am primit, v-am primat.
dacă am înțeles corect, un raport nu am la vieți, la ce v-ați aprobat, da? Da. Să o putere să vă răspund lui Izma Carvan, că voi vă răspund întrebări. Avem. Ce domnul omor? Și despre ce omor? Este vorba de cazul din Deala Mori, cazul care omul și-a bolnav mental. Simbolat, te rog, care își urce să soție. Când? Da, da. Asta e domnul? Da, așa, mă uite. 2016, da. Sunt în fața 5, cât ați depistat? La comportamentul grupul, aici avem cele mai puține descoperite, avem 20 descoperite. Mai restul rămân nedescoperite la ziua de azi, juridic. Dar care fac cauze penale, avem stabiliți autori, dar din punct de vedere tehnic, procesual, dosarele nu au fost expediate procurorului cu propunere pe penalitate. Sunt diverse probleme. Persoane în toate căutare, lucru procesual, m-am mai spus și alte chestiuni ce trebuie de urmări penale. Da. Da, 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 vorbește în sat că tinerii la noi se ocupă cu droguri. Am participat săptămâna trecută la o ședință la Convenție Internațională, unde tineri din Chișinău, deci spun că la noi în sat se folosesc droguri și sunt tineri care utilizează drogurile. Aveți un caz descoperit? Este cum argumentați pe la aia? Avem cazul descoperit de droguri. Nu este un secret că drogurile se folosesc în lângă tineretul, se folosesc. Aici o să subliniez faptul că este anumit serviciu competent delimitat anumit direcția de drog, care ei se ocupă cu droguri. Pentru că noi nu avem atâta timp până și a demonstrat toate chestiile, pentru că noi vin doar pe informații. În cazul penal, în cazul contravențional, și aici ar fi cazul să spunem un contenut. Noi avem foarte mai probleme la expediere persoanelor pentru testarea lor, pentru a demonstra că ele sunt folositori de droguri, pentru că eu cred că este o lată din lege. Și la ziua de azi, de limitat, clar, legea cum se spune, cum se face. Persoana spune de stat, eu refuz de a merge la expertiza de a trece chestiul ăsta. Indrept, nu mai are nimeni nici o pârghie ilegală asupra lui sau asupra expertiză. O singură pârghie ilegală este atunci dacă e la volan automobilului, el e obligat prin lege să treacă testul ăsta. Dacă se refuză, e cauză penală, pentru că s-a refuzat testul ăsta. Dar dacă nu e la volan, păi eu nu vreau. Asta e de acolo. Păi cum, el merge, merge așa? Da. Nu pot face. Nu, nu, nu. Ale importat este e automat o să fie penală. Fii noi, pe noi. Dacă e vorba de consum. Consum, pe eu consum. Dar e vorba de trafic. Deci vorba că noi sunt nici la locale, special prin cea dumne. Vindu-i la Chișinău și o să-ți spun ei, dar eu nu eram în Crescu. O să fie în cea dumne și acolo o să-ți spun ei. Era și la Cristi. Ce aici ea este? Lucrurile astea, domnuloara, 4-5 de neață. Noi cunoaștem. Noi cunoaștem toate filmul cu drogul. Noi cunoaștem ce trebuiază. Noi cunoaștem cum o să-ți fie cu pastirii. Noi cunoaștem ce o să-ți fie cu medicamente din farmacii, patrosturi. Noi cunoaștem multe chestii. Dar v-am spus cum se documentează. Și dacă am venit stântul, el e folositor cu drogul, amenda este de 200 de lei. Dar statul se folosește. Statul se obțin, tu ai demonstrat lui, minim 56 de lei, 350 sau 450 de lei, expertiza cu asta oficial, care e comisarul poliției, inspectorul poliției, trebuie să plătească. Pentru că o persoană e testată. Mai mult ca atât el se refuză, mai mult ca atât problema dintre da. Instituții medicale și poliție. Nici astăzi nu este clar. Și aici o să revești cu o remarcă. Noi astăzi nu e clar cum ducem persoane bolnave de alcool cronic și persoane bolnave de tuberculoză și tuberculoză în spitalele de recuperare. Noi avem probleme mari. Nimeni nu poate tălmăci. Pentru că nici o persoană bolnavă cronic de alcool nu recunoaște bolnavă și vrea să-l ducă la tratament. Când îl ducem la domnul medic de acolo, păi el trebuie cu consimțământul lui, dacă dumneavoastră nu semnează, dacă nu dorește, e un calcrege. Și rămâne în aer problema asta. Nu le putem face nimic. Deci, cum e bine. Dacă e o problemă de la cum e bine. Dar dacă vreți pe drogă. La vânzarea, la realizarea drogurilor, sunt folosiți copiii de stres. Da, și la școala la voi. Taxiștii. Taxiștii la Piocasul. Da. Da. Noi vorbim acolo de o problemă statală și mondială.
Domnule polițist, așa o întrebare. Dumneavoastră, eu, după spusele dumneavoastră, mi-am făcut o impresie că statul nostru e cointeresat ca cetățeanul să folosească droguri. Nu. Dacă tu n-ar, dacă nu, dacă tu n-ar poți controla pe dânsul, el îți spune că nu. Și tu n-ar poți controla. Da, avem probleme. Pentru asta ți-a și condemnit ceva. Spui, oi, oameni, uitați-vă care-i situația. Dar nu e el, Și, domnul Andrei, ce-ți fără centru?
ca să-și poată să stai în și nu mai ești atris, mai mult. Eforturile noastre care noi le facem aici, cu diferite dar eu, de exemplu, am informații că domnul Robert copiii, toți copiii și care au fost la cel curat. Și cu care îți poate să folosesc el, nu? Nu vă pot spune nimic. Nu, resursul de chestia. Nu e ca băie de monial. Nu e asta. Nu e ca băie de monial. Nu e ca băie de monial. Vă mulțumesc. Ce? Acum nu este întrebare pentru domnul Vasile, dar trebuie și chestia. Nu e asta, în față, afară, dar trebuie. Pacienții cu edilis cronic sau boliți cronic, cum le zice, după domnul Vasile, pot să aduci de atârâit, să zic așa, la acolo. Dacă el nu vrea să tracheze, clinicul de asemenea nu tratează. Poate să tracheze numai în caz, adică spitalizez, numai în caz la delirul. Și mă rog, tu cineva ori aruncă strâncă și mai faci, asta e delirul alcoolic. Atunci, cu domnul polițist scoate. În privința pacienților cu tuberculoză. Noi vrem să micșoreze cazurile de tuberculoză. Dar să nu le așteptăm. În cazul democrației ce moldovenească, cum se spune. Românească. Pacientul bolnav de tuberculoză, cu băca, cu lucrarii molipistori pentru cei din jur, dacă vrea să le cuiești, dacă nu vrea, nu să le cuiești. Iar în mine n-are ce face. Sau multe droguri rezistente, dar urmează 2 ani de zile. Avem cazuri, n-a să-i spun, familia doamna tatea știe, unde e în casă. Și deodată tata pe urmă, mama, am copilul și e nestaționat. Fiindcă n-am putut să-i facem nimic. Chiar cu domnul polițist, cu doamna tatea Victoria. De nevoie, da. Ca așa, ca lumea Sila le-a dus, dar a pus în pericol viața copilului. Așa e vreo 60 de copii care sunt votați. Bine că s-a terminat, așa că e totul și unul bolnav, numai cu pirat, să zicem, trebuie să primească două luni tratament. Așa că vă spun, e în băbirul lui. Așa e legea, așa e... unde vrei mâncă și mă lipsesc, e vină policlinica la noi, noi de care zile de împastire, unde sunt copii mici, gravidu și bine, mai este o întrebare. Ia scuzați, dar eu am așa o întrebare la domnule. Spuneți, vă rog, dar dacă facem o scrisoare la minister sau cumva să schimbăm chestiile, chiar și cu drumurile, chiar și cu așa și... Suntem părinti. Am trimis o scrisoare. Și dar eu și trebuie să-i inima așa. Dar eu sunt văd că asta e ieșită, dacă sunt în cazul este a eu zic, oricum este solid cu soluții, nu suntem mai așa de neputincioși. Pur și simplu trebuie cooperarea mai multor autorități, poliția, școala, asistența socială, medicul, primăria, împreună și dacă se bate, se caută preotul, da, și dacă se insistă, atunci se reușește. Noi să reușim și cu cazurile astea care domnul Negru spune că foarte, într-adevăr, e foarte mai pericol social. Ei sunt în jurul nostru. Noi putem lua o infecție de la noi și de tuberculoză, adică ei sunt pericol social. Și noi va trebui să căutăm soluția să discutăm, ca să vedem. Tuberculoza întrebarea voastră. Nu mai sunt la domnul Vasile. Întrebarea dumneavoastră. Deci, domnul Vasile, v-a spus, dar cred că trebuie, este și în referat. Consilierii noștri nu au participat toți atunci când am format, am pornit proiectul ăsta de siguranță, nu știu, supravegheri de vecinătate. Avem 3 mâncări în sat deja. Dacă o să mai fie propuneri, poate veniți de la dumneavoastră, ar fi bine să susținem poliția, pentru că este vorba despre un proiect pentru combaterea furturilor și altor infracțiuni de sesizarea vecinilor atunci când vezi cineva suspectă în jur. Deci supravegheri de vecinătate este un proiect pornit în mahală la domnul Vasile, mahală la doamna Emilia, care lucrează la poliție, și în Boiană, un sector de vecinătate. Noi scumpărăm aceste inscripții,
sesizările oamenilor, dar să știți și dumneavoastră, trebuie să fim cetățeni activi atunci când vedem ceva suspect, că e un copil îi se încalcă drepturile, că e o femeie îi se încalcă drepturile, că ceva, sesizăm autoritățile pentru proiectul ăsta în aceasta. Constat, adică s-ar putea să vedeți undeva și să nu știți ce se întâmplă, dar este un proiect care am făcut împreună cu Comisariatul de Poliție, într-o zi aici și o parte din dumneavoastră, fost o parte. Mulțumim, domnul Vasile, pentru tot efortul. Ce faci? Împotrivă, dar cine-i pentru?
Cine pentru schimbarea locului de colectare? Vă rog, tata, cine pentru? Da, pentru ce? Pentru delimitare. Pentru proiectul de decizie acolo. Pentru delimitare. Absolut, absolut. 1, 2, 3, 4.
5. Vezi că întrebarea e așa. Pași la pași. Da. Nu se potrivă, nu se șase. Este unele lucruri, nu le facem și noi corect. Pășunile de la Valea Frărului s-au vândut și noi extrazni, dar aici au vom ușele dintr-un hectar de teren ca să se delimiteze 10 sode pentru o construcție agricolă. Este scris. Nu vă fi așa de milă. Dar nu e milă, dar eu n-am zis. Data viitoare, vă spus doamna Elena, data viitoare să-i demonstrăm la oameni că cum e situația. Dacă nu încurcă la mine, nu încurcă la mine. Păi nu încurcă, nu au luat în satul lor. Hai, 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 Vă mulțumesc!
Eu am fost...